Tinerii fotbaliști suceveni au plecat spre București încă de joi împreună cu antrenorul Ciprian Anton. Acesta a anunțat că jucătorii săi nu se resimt după cele 3 meciuri din turneul semifinal, astfel că are la dispoziție tot lotul valid pentru meciul de vineri. Din câte se pare, calificarea echipei Sporting până în această fază a competiției nu a fost trecută cu vederea de conducătorii marilor centre de juniori din țară. Mai exact, școala de fotbal Gică Popescu și Steaua se interesează de câțiva jucători de la Sporting și nu ar fi exclus ca primele oferte să apară chiar la Mogoșoaia. Campioana României la junior C va fi decisă vineri la Mogoșoaia în finala dintre Steaua București și Banatul Timișoara, meci programat la ora 19. La nivelul acesta, toate echipele sunt puternice, dar am încredere în băieți că vor da totul pentru a câștiga, a spus Ciprian Anton, antrenorul Sporting Suceava.